este Vioara Bara, Adrianau? Păi e o artistă foarte interesantă care lucrează la Oradea. E cunoscută pentru pictura ei de o factură foarte specială. Face asta de ani buni de zile. Încă din anii 80. Exact. Ea face parte dintr-o comunitate foarte interesantă și importantă de artiști de la Oradea. Da, unde a fost și un atelier 35 celebru. A parcurs și anii 90, deci după schimbarea din 1989, e cunoscută pentru această pictură... Cumva neo-expresionistă. Exact, mare, violentă, puternică. Da, bad painting. Într-un fel. Putem să o încadrăm așa. Da. Și pictura ei nu e unică, pentru că în activitatea sa face și foarte multă scenografie. Exact. Iar despre lucrarea aceasta, mi se pare o pictură cumva indigestă. Adică în citirea acestei picturi, mi se pare că e un dialog foarte subtil între Eros și Thanatos. Adică pe de o parte are ceva erotic de împlinire, pe de altă parte are ceva de sfârșit. Iar cromatica asta foarte dură, violetul acesta de doliu, violetul funerar, îți creează un scurt circuit și nu mai știi ce să înțelegi din această lucrare. Tu ce înțelegi din pictura asta? Hai să analizăm imaginea, pentru că e o imagine, e o pictură foarte puternică, dar și dificilă, fiind așa, nu? E adică dificilă pentru că noi plecăm de la premisă, adică citim titlu, nuntă, ok, ce găsim? Ne-am așteptat să vedem ceva bucolic, detalii. Solar, senin, exact. Un ritual fericit, nu? De exact. Transformare. Poate ca anunțile Margaretei Sterian, unde iarăși un univers în care se celebrează ceva, nu se, exact. Nu se anulează. Dar nu aici. Dar aici nu. De altfel, cuplul de care vorbești tu, cuplul central al momentului, al nunții, nu? E nu numai întors cu capul în jos, dar are și o înfățișare bizară. El are un jobeniu un pic atemporal, scos din cadru, scos din timp. Ea e cam dezbrăcată pentru mireasă, e un pic lubrică, e un pic expusă, da, necorespunzătoare. Citesc această reprezentare a personajelor prin prisma unei critici la adresa societății tradițional patriarhale. De unde tratarea unui moment atât de pașnic și tradițional, nu? Și controlat și previzibil cum e nunta în viața omului, printr-o pictură atât de sălbatică, funestă, scoasă din tipare, curajoasă într-un fel, nu? Curajoasă și personală, îmi imaginez. Adică da. În momentul în care un artist adoptă o temă, este imposibil să se lase pe sine la o parte sau ceea ce știe despre subiect. Deci contează foarte mult că avem de-a face cu o pictură făcută de o femeie artist aici. Contează și asta și contează și faptul că cumva noi avem instrumentele necesare ca să citim, dacă vrei, psihologic lucrarea, nu numai formal. Bun, corect. Avem un poliptic, avem patru panouri. Nu e un poliptic renascentist în care scenele descriu o narațiune, deci cadru exact. Cu cadru, ci este o pictură practic secționată exact. În patru fragmente. Și recompusă este ulterior. Un, da, și are două registre. O compunere da? Postmodernă, exact. Dacă vrei. Aici registrul mirilor cu capul în jos, care sparg tiparul nunții și aici, așa zisa, masă la care se află acest nuntaș stranii, care sunt un pic animalieri, ciudați, robotici, niște ființe. Cred că sunt ca un fel de martori ai ritualului de trecere, pentru că da. Nu au nimic umanoid. Creaturi fantastice un sau chiar sinistru. Onirice. M-aș exact. Întoarce spre onirismul lui Chagall. Suprarealiste. Pe care îl regăsim aici, adică lumea asta întoarsă, văzută da. Cu capul în jos. Susținută foarte bine culoarea violet. Temă suprarealistă, asta. Temă exact. Unirică, zona fantastică. Artei moderne, translată în pictura neo-expresionistă.